siguranță în, în asta, formă de organizare, că toți faceți sport. Cred că nimeni de aici nu se poate pune problema că nu fac sport, nu? E simplu. Ori ne-am născut cu cartea lui Georgică Popescu, albastră, cu sportul Golovovi. Eu nu cu aia m-am născut. Mulți dintre dumneavoastră sunt mai tineri, alții mai în vârstă ca mine. Deci dacă facem sport, cu toții ne vom organiza în cluburi sportive. Obligatorii ca denumire trebuie să fie Clubul Sportiv Columbofil. Așa vrea legea. Clubul Sportiv Columbofil și mai departe cum vrea fiecare club să-și denumească sau să-și redenumească dacă a existat vreo asociație. Poți să vedeți ce înseamnă această identitate pe lângă primăriile locale, pe lângă direcțiile județene de sport. Dacă o să urmăriți cu atenție legea sportului, o să vedeți că anual, cel puțin legal, aveți dreptul de a solicita direcțiilor județene de sport fonduri, pentru că, prin lege, Federația Română de Sport Columbofil, asta pe care astăzi o păstorim, este o federație de utilitate publică. Și, drept urmare, prin lege, avem dreptul la o parte din bugetele locale sau, la nivel național, din bugetul Ministerului Sportului. Sigur că nu bați din palme să obții fonduri în momentul ăsta. Ideea este că legea ne permite. Și știți ce vreau să spun? La nivel local, relațional și așa mai departe, un club sportiv oricând poate să-și depună un, o cerere pentru așa ceva. Pentru spații, la fel. Deci, sunt cluburi la noi care au depus acte la primărie. Fiind o federație, cu sprijinul federației, cu recomandarea federației, federația vine și confirmă că Clubul Sportiv Columbofil este membru al Federației Naționale. Drept urmare, se pot depune cereri de acordare de spații. Pentru că e vorba de un club sportiv, care este membru al unei federații naționale. Toate chestiile astea, cred eu că se vor întâmpla într-un timp destul de scurt. Spun asta pentru că văd afluența. Până acum, lumea nu credea, nu erau documente sau nu aveai cu ce să ieși. În momentul în care lucrurile s-au așezat, în momentul în care există precedente, deja sunt o grămadă de cluburi cu certificate sportive, că vor unii, că nu vor, că în sfârșit. Lucrurile nu vor intra decât într-o normalitate. Din punct de vedere al Federației Internaționale, pentru că și aici au fost tot felul de discuții și încearcă unul altul să dezinformeze. Eu am aici și statutul Federației Internaționale. Nu știu dacă l-aveți sau nu știu dacă l-ați analizat cu atenție. Este statutul înființat de Federației Columbofil Internaționale, fondată 9 ianuarie 1948, și reactualizat în 2009, deci foarte, foarte recent, vis-a-vis de afilierea, că noi suntem de 40 de ani. Mă refer la colegii mei. Spune, nu mi-a nimeni dreptul că am fost membru FCR 20 de ani, eu, singur, sau lui Petrică Cocoș 25, sau dumneavoastră nu știu câți ani, sau lui Brizdigheanu, care e membru comet director la noi, pe care probabil îl cunoașteți cu toții. Păi, ia cineva dreptul Brizdigheanu, că a fost membru FCR 40 de ani, sau lui Sandu Dimit, care e șeful clubului, unul din cluburile bucureștene de la noi, care știți cu toții. Vorbesc de, sau de la Popescu Mihai, că știți pe cei mai în vârstă de la ASC. Nimeni nu ne ia dreptul ăsta. Nici mie. Nu mi-a nimeni faptul că am plătit cotizația UFCR 20 de ani. Înțelegeți? Însă reprezentarea României la Federația Internațională n-a fost făcută de o federație națională. A fost făcută de o asociație reprezentativă. Pentru că așa spune statutul Federației Internaționale. Și citesc. Federația Columbofilă Internațională este o asociație fără scop lucrativ și cu caracter esențial benevol, reglementată de articolul 60 și următoarele din Codul Civil Elvețian, deci prezintă legea înființării respective, și este alcătuită. Deci din cine e alcătuit FCI-ul? Atenție! Din federațiile naționale care coordonează sportul columbofil în țara lor, acolo unde există. Unde nu există federație națională, de către asociațiile reprezentative din fiecare țară. Ce înseamnă asta? Păi de la FCI, sigur că și-au luat și ei măsurile respective. Păi nu toate țările astea, membre, 60 câte sunt, sunt federații naționale recunoscute ca sport. Ce facem? Rămânem numai cu 15 membre?
Haideți să introducem în statut și elementul celălalt. Unde sunt federații naționale, oia reprezintă țara, ca așa spune guvernul țării respective. Unde nu sunt federații naționale, sunt asociații reprezentative. Și vă rog să analizați ăsta cu atenție. De aceea vă spun că pasul către FCI nu va fi, în mod normal, decât o formalitate. Acum nu va exista dosarul Federației de Sport Columbofil și dosarul FCPR în balanță. Asta o spun juriștii și chiar vă rog să consultați. Nu va exista. Ei erau ce să aleagă. Că nu sunt două federații pe picior de egalitate. Să-i alegi pe aia mai buni în detrimentul celor mai răi. E vorba că în România, Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului a autorizat și a înființat Federația Națională care coordonează la nivel național tot ce înseamnă sportul columbofil. Cu obiect de activitate. Toți cei care au în statute ca obiect de activitate sportul columbofil vor fi radiate. Mâine, poimâine, râs poimâine, când se va autoseriza organele statului, n-are importanță. Că nu vin eu să pun lacul după și la nimeni, că n-am interesul ăsta. Că federația asta, nu poate vă spun, va crește și va trăi și cu 3.000 de oameni și cu 8.000 de oameni. Nu. Asta este chiar neapărat principal. Decât să vă informez. Deci, în momentul în care Ministerul Sportului va redacta hârtia către FCI, pentru că dacă o să vă uitați în media sportului, la unul din articol, am impresia articolul 38, orice sport la nivel național va fi afiliat la Federația de Resort la recomandarea Ministerului Sportului. Ministerul Sportului va da adresa prin care va comunica FCI-ului că în România instituția care coordonează este asta. E simplu. Iar cei de acolo probabil că vor respecta legea română, nu? E normal. Cum respectă și alături stat. Asta pe cei care interesează reprezentarea la nivel internațional. Noi cred că până la sfârșitul lunii, începutul lunii următoare, vom să pune dosarele complete la FCI. Urmând în octombrie să ne prezentăm acolo pentru ședința de organizare și congresul care va avea loc, dacă nu mă știu, chiar în octombrie. Da. Bine, vă dați seama că n-am stat și nu avem contacte fără niciun problem la nivel internațional, sigur. Adică nu mergem acolo așa, oricum, ca să zic așa.